Bun găsit, fraților, în capul locului trebuie să vă spun un adevăr. Nici mortul zilei nu mai este ce a fost. Întrucât această rubrică care ține emisiunea practic de 7 ani a dat ieri un kix care îi se va putea reproșa de aici înainte de-a lungul anilor, întrucât sursele noastre toate indicau decesul fostului interpret de muzică ușoară Alexandru Jula, la 83 de ani. Ei bine, acest nene, spuneam că are un singur argument a priori, anume faptul că s-a născut în aceeași localitate cu Iuliu Maniu, adică la Șimleu, Silvanie, județul Sălaj, ei bine, să mai zbate, dacă nu cumva, sigur, între timp o fi murit, dar în orice caz am avut aseară târziu, după ce am ieșit din emisiune, faptul că să zbătea încă, să mai zvârcolea Alexandru Jula între viață și moarte. Dacă mai țineți minte, totuși așa ca un postscriptum la această erată, faptul că vă spuneam cu 2 sau 3 zile în urmă cam care este considerația pe care oamenii vii o au față de morți. Bă, în momentul în care ai închis ochii, sigur, vin ăia, dacă mai sunt manevrele alea de resuscitare sau dacă trebuie să vină medicul legist, nu știu ce, ăla se uită la ceas, îți ia pulsul, ăla constată decesul. Dar în momentul când omul a ieșit pe ușă, ăia ți-au tras deja cearșaful și se duc să facă anunțul. Da? Mortul este încă fierbinte, nu cald, deci e fierbinte, da? Deja anunțul e făcut, ăla e cu cearșaful peste el. Din momentul respectiv, gata. Pământenii și-au luat adio de la el. Așa ni s-a întâmplat și nouă, sigur, sursele erau multiple, dar după cum ați văzut, informația a venit chiar în timpul emisiunii, au dat-o sigur și alții. Până la urmă se pare că Jula nu era mort. Aia, poate doar în cazul Gabriel Cotabiță să mai fi trecut prin asemenea momente și un pic și la Vasile Turcu. Iată, mai sunt niște precedente, dar parcă totuși nu-i dăduse morți așa. La nivelul ăsta. Toate au un început, dragi prieteni, iată că de aici înainte nici pentru mortul zilei nu mai putem băga mâna în foc. Trecem la următorul subiect, care este unul de importanță națională, a spunem vitală pentru națiune. Și chiar dacă în aceste momente ar părea că țara arde pe undeva, a început să ardă de la un colțișor, e bine să știți că la un moment dat va arde și din cealaltă parte. Pentru că, iată, n-avem cum să n-o dăm. N-avem cum să n-o dăm, alții poate că au încercat să o mai țină un pic în sertar așa, nu putem totuși să n-o dăm, chiar dacă asta vine până la urmă și contrazice cam tot ce știam despre libertatea de exprimare. Ei bine, într-o țară prietenă cu noi, în vestita Uganda, din Africa de Est, ei bine, parlamentul acestei țări, când zic Uganda, înțelegeți România. Da, pentru că o să vedeți lucrurile se potrivesc exact, în mănușă ca la noi. Deci Parlamentul Ugandei, a se citi Parlamentul României, a adoptat o lege, mă rog, va adopta o lege, ce impune, da, ce va impune o taxă pentru persoanele care utilizează rețelele social media mobile. Aparent în încercarea de a crește veniturile la stat. Uite, de exemplu, o sursă pentru pilonul 2 de pensii. Da? Utilizarea rețelelor sociale mobile, vorbind de Facebook, de Twitter, de WhatsApp și așa mai departe. Iată, precedentul există. Adevărat că și grupurile pentru apărarea drepturilor omului, ale cetățeanului, consideră că obiectul muncii nu este îndeplinit aici sau că obiectivul acestui impozit ar fi, de fapt, să reducă la tăcere dizidența sau, până la urmă, rebeliunea asta stradală în cazul nostru sau chiar opoziția. Da? Deci, iată, și în Uganda este la fel. Sunt unii care nu pot fi de acord cu politica guvernamentală. Vă reamintesc, Uganda are un președinte în exercițiu din 1986. Deci cum ar fi ca Neanicu să fi rămas la putere și acum, cu rețelele sociale? Citată, mă dați seama cum i-ar fi săltat securitatea pe toți, mă, cu Facebook, WhatsApp-ul ăsta. Păi nici n-apucai să-l înjuri bine pe Neanicu, pe rețelele astea, că te și săltau. Tu încă îl înjurai pe Facebook și deja ăia îți băteau la ușă. Păi te luau cu computer, cu tot. Mamă, ce-ar fi fost.
toate rețelele astea cu conversațiile secrete, în Messenger, cu WhatsApp, poate căutau ăștia și în cur de la securitate și, bineînțeles, până la urmă ne-ar fi luat pe toți. E bine, această situație o trăiesc prietenii noștri ugandezi. Taxa pentru utilizatorii WhatsApp, Twitter și Facebook este deocamdată minimă în Uganda, 200 de shilingi ugandezi pe zi. Asta însemnând 5 cenți dintr-un dolar american. Am asta. Este undeva la 4 cenți în moneda europeană, dar ea crește până la aproximativ 18 dolari pe an. Pentru Uganda, ni se transmite, nu-i chiar atât de puțin. Ok, la noi nu va fi 18 dolari pe an, va fi 100 de lei pe an, într-o primă fază. O să vină să ne spună cineva, nu știu, ministrul finanțelor, că ăștia nu ies grei. Deci, Dragnea, nu este Vâlcov, nu este Dăncilă, nu. A, o să iasă ministrul de finanțe și ăla o să ne spună că nu mai sunt bani, din diferite motive, o să întoarcă ei. Dincolo de faptul că, evident, românii vor ieși în Piața Victoriei, categoric, de data asta cu telefoanele în mână. Aoleu, ce va fi activ, Watch, Tolontan, toți ăștia care mai apără presa, vor sări și vor spune că, cu ironia asta modestă, butucănoasă, pe care o are românul la dispoziție, ce importanță are? E constituțional, se va pronunța Curtea Constituțională și asta este. Deci taxa pe rețelele sociale, după părerea mea, nu mai avem mult până acolo. De asta încercăm să dezvoltăm știrea ca să nu mai avem surprize în momentul în care ea va fi aplicată. Ca guvern, iată explicația ugandezilor, ca guvern, atenție, asta nu este cacofonie, credem că ar fi bine să impunem impozite pe unele aspecte ale social media. Nu s-a stabilit încă nimic. Nu, domnișoară, nu este momentul să discutăm. Țineți minte că Adrian Năstase n-avea niciodată răspunsurile la el? Bă, dar niciodată? Fiecare dată când întrebai ce, nu cred că este obiectul acestei discuții. O să stăm, o să facem o discuție în interiorul partidului. El niciodată când îl întrebai ceva nu putea să spună. Deci ca guvern credem că ar fi bine să impunem impozite pe unele aspectele social media. Adică era purtătorul de cuvânt adjunct. Deci un fel de Nelu Barbu totuși al guvernului. Șaban Bantariza astăzi a declarat, a doua zi după ce Parlamentul a adoptat această lege. Fiți atenți, celălalt argument. Ăsta deja este de videle. El a adăugat că, cităm, guvernul instalează infrastructură pentru Wi-Fi în zone din întreaga țară și nu poate face acest lucru fără ca noi să contribuim prin impozite. Uganda este, și aici hazardul, este o țară cam de dimensiunea României, să știți, ca suprafață. Are o populație, înțelegem, un pic mai mare, în jur de 40 de milioane de locuitori. E bine, 24 de milioane, ceea ce este uluitor, au acces la internet. 24 de milioane de ugandezi. În fine, taxa nu se știe deocamdată cum va fi pusă în aplicare, că așa n-au carduri, nu prea poți să le reții de la sursă. În Uganda totul se plătește în natură. A, banii circulă mai grar, nu există plată pe card sau decât în situații extrem de rare. Așa, dar totuși jumătate din populație are acces la internet, majoritatea prin intermediul telefoanelor mobile. Grupurile pentru drepturile omului și-au exprimat îngrijorarea față de această măsură, apărută după ce președintele Yoweri Museveni, spuneam, la putere din 1986, a declarat că social media a contribuit la răspândirea bârfelor. Această taxă este în detrimentul exercitării libertății de exprimare, a declarat Livingstone Sewanyawa, director al Fundației pentru Inițiativa privind drepturile omului în Uganda, la ugandez și el. Este prohibitivă, a zis acesta, aceasta arată natura represivă a statului, care acumulează cât mai multe venituri în avantajul său. Acum, sigur, se vorbește de cu totul și cu totul altceva, că la alegerile din 2016, câștigate tot de Museveni, aceste rețele sociale media ar fi contribuit, ca și la noi, ca și în alte părți ale lumii, la mobilizarea demonstranților și la acțiuni antiguvernamentale, au pus în pericol dictatura acestui individ. Și atunci ugandezii, iată, fac acest pas. E clar că nu mai este mult până acolo. Taxa pe rețelele de socializare. E, o să vedem atunci dacă românii vor mai continua.
Pentru că știm foarte bine, noi am rămas întotdeauna tributar mocăciunilor. În momentul în care ceva costă, se pune problema. Dar sigur, ca individ, hai că poate ți-ai mai permite, dar la noi să facem consiliu de familie. Trebuie să aprobe nevasta, în unele cazuri părinții, rudele în general, nu ești de capul tău. Românul este, prin esență, prudent în astfel de situații, el nu este capabil să dea 2 euro pe ceva pe lună, consideră că banii ăia îi pot folosi la altceva. Noi așa am fost învățați. Tot timpul ni se spune. Nu? Știți, placa asta. Păi decât să dai 2 euro pe o bere, sau 10 euro, sau 20 de euro, da, depinde cât consumi, tot timpul auzim placa asta. Bere sau, nu știu, pe meciuri, pe abonament la nu știu ce, niciodată nu ți se spune, păi, dar în loc să dai banii ăștia pe pantofi, sau în loc să dai banii ăștia la gunoi, adică la salubritate, sau în loc să-i dai la sănătate, mai bine i-ai bea. Nu, asta n-auzim decât în vas lui și acolo doar ne imaginăm. Sau în Botoșani. Deci niciodată în România nu se merge spre răsfățul cetățeanului, spre confortul lui. Noi suntem o națiune de tipul ăsta. Vă spuneam, întotdeauna în țară, mergând cu, erau mici ai mei, cu căruciorul prin parcuri, de fiecare dată toți părinții ne spuneau numai asta. Dar vedeți că nu-i frumos. Stă cu degetul în gură. Vedeți că stă cu suzeta, a căzut șepcuța. Vedeți că niciodată, da, prea multe jucării are. Singurul loc unde vă spuneam că era exact pe dos era în Franța. Când toți spuneau, foarte bine că i-ați mai luat una în plus. Dar de ce îi scoate suzeta? Lăsați că și așa numai o copilărie are. Să i-a căzut șepcuța, ai cumpărați alta, dă-o încolo. Da? Și mentalitățile erau exact pe dos. Da? La noi se va spune, dă-le dracului de rețele de socializare. Mai dai 2 euro pe ele. Deci chiar foarte serios vorbim. N-are decât guvernul, care așa este în pană de idei, să se ia după confrații ugandezi. Bine, ăștia au mai avut una, dar mie acum târșală să vă mai amintesc. Zilele trecute, săptămâni trecute, au mai luat o măsură sau, mă rog, au încercat să-i convingă pe cetățeni că nu este igienic și, în fine. Da, știți despre ce. Bă, la fine, de data asta, rețelele de socializare, într-adevăr, apasă serios. Păi, uite-te numai la noi, unde toate mitingurile astea, împotriva guvernării, mitingurile statului paralel, hai să le numim așa, așa sunt ele numite acolo, în cortegiu PSD-ist, toate astea sunt influențate de blestematele astea de rețele sociale. Ar ieși Gigi și îmi spune o măsură extraordinară. Cum să stai? Astea sunt dracu, sunt satana. Rețelele de socializare, cum să folosești așa ceva? Ce sunt alea acolo? Femeia să intre, să stea la chat cu un alt bărbat? Ne-ar explica Gigi. E bine, fraților, lucrurile nu mai pot continua așa. Și, într-adevăr, trebuie taxate. Și atunci o să vedem câți mai au curajul să intre, să fac tot felul de grupuri. Toată lumea trimite poze în draci. Plus că ai noștri sunt un pic mai șmecheri decât ugandezii și vor taxa, probabil, la volum. Da, se va vedea fiecare cât consumă. Nu va face, până la urmă, cumva, nu? Victor Ponta n-a vrut să taxeze și bacșișul. De ce n-ar taxa astăzi Twitter-ul și Facebook-ul? Nu, pozele cu pisici și cu câini vor dispărea. Pentru că Facebook-ul nu s-a inventat pentru asta. Am mai explicat de ce. Nu să dai poze cu oameni, dai cu pisici și cu câini, pentru că ori ești prea timid, ori n-ai curajul să intri în detalii, ori pur și simplu nu-ți permiți. Dai fete în chiloți, tu dai pisici dezbrăcate. Cu câini dezbrăcați. Nu văd care e, până la urmă, lucru care, prin care ieșim câștigători din asta. Bun, ne întoarcem în actualitate, că totuși am dat niște sfaturi utile pentru săptămânile viitoare, acum nu pentru mâine, nu pentru poimâine, că astea sunt zile libere, dar după aia, când și-o reveni un pic societatea, s-o întoarce șeful statului din Germania, este plecat, vă reamintesc, avea o treabă puțin peste hotare, nu s-a exprimat, asta scriu și ziarele de mâine, îl tace după decizia Curții Constituționale. Bine, Ludovic Orban continuă să o tragă cu lovitura de stat. Pare că nimeni din anturajul lui apropiat n-a reușit să-l convingă de ieri până astăzi că totuși marșează pe o idee exagerată aici cu lovitura de stat. Constituția